harul bunului Dumnezeu, suntem din nou împreună în acest loc sfânt unde ne-a fost acordată cea mai înaltă demnitate care se poate acorda unei ființe, și anume asta în prezența lui Dumnezeu. Prezența aceasta nu este inventată de noi, nu este meritată de noi, nici produsă de noi. Este promisiunea lui Dumnezeu. El a spus lucrul acesta. Toți vor fi învățați de Domnul. Cu această ocazie vom explora împreună înțelesul cuvântului străjer. Sigur că am auzit atâtea predici și prezentări pe această temă și am admirat străjerul care păzește cetatea, care se uită la orizont, care așteaptă zorile și așa mai departe. Dar am pierdut din vedere esențialul, și anume că prima strajă a străjerului este propria lui inimă. Primul lucru pe care trebuie să-l străjuiască el este propria lui viață. Acesta este cuvântul pe care îl vom învăța noi cu această ocazie. Pe mine m-a tulburat plăcut, sănătos și binecuvântat înțelegerea acestui cuvânt și așa cum îmi este dorința sufletului, simt această chemare să împart cu voi ceea ce am putut să primesc din mâna Domnului. Să ne rugăm împreună. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, încredințăm ființa noastră în mâna Ta și Te rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvânți călătoria noastră în cuvântul Tău, așa cum ai promis, Duhul Tău care ne va călăuzi în tot adevărul, ne va învăța toate lucrurile. Împlinește cuvântul acesta, Doamne, și însăși prezența Ta să fie cu noi. Amin. Așadar, prima chemare a străjerului, prima misiune a lui pe pământ nu este aceea de a privi la orizont să vadă dacă vine vreun dușman, ci este aceea de a-și pregăti propria lui ființă pentru această lucrare. De cele mai multe ori, lucrarea aceasta este trecută cu vederea și înfrângerea, prăbușirea, căderea străjerului în misiunea lui are loc nu acolo unde el nu vede vrăjmașul venind sau nu anunță venirea vrăjmașului, ci căderea lui are loc în momentul în care el pierde din vedere pregătirea propriului său suflet, propriei lui ființe pentru această misiune. Mergem împreună în Psalmul lui David, în Psalmul 141, și aici vom citi de la versetul 3. Pune, Doamne, o streajă înaintea gurii mele. Vorbim de pregătirea străjerului acum. Acesta este cea din tâi chemare a noastră. Pregătirea străjerului pentru a străjui. Pune, Doamne, o streajă gurii mele, înaintea gurii mele, spune David, păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul și să nu mănânc din ospețele lor, spune David. Pune Tu, Doamne, o streajă. Și Domnul întreabă și pe mine, și pe el, și pe mine, și pe tine în seara aceasta. Pune o streajă, dar pe cine să pun streajă gurii tale? Pe cine să pun streajă gândurilor tale? Pe cine să pun streajă înclinațiilor, dorințelor tale, faptelor, atracției faptelor vinovate, pentru atracții pentru faptele vinovate? Pe cine să pun eu străjer în această privință? Revin spunând cu mare bucurie că mâna dreaptă de lucru a lui Dumnezeu pentru viața ta și lucrarea lui Dumnezeu în viața ta, mâna lui dreaptă ești tu, ești chiar tu. Pune, Doamne, o streajă, Tu ești straja aceea. Pune o streajă cuvintelor mele, Tu ești straja aceea. Pune o streajă gândurilor mele, Tu ești straja aceea. Te-am pus străjer. Sigur că nu vei putea tu însuți să te păzești pe tine prin puterea ta. Sigur că puterea vine de la Dumnezeu. Sigur că mijloacele vin de la Dumnezeu. Nu este El creatorul la toate, dar El ți-a încredințat ție să îngrijești grădina, să o cultivi, să o păzești. El ți-a încredințat ție lucrul acesta și principiul acesta mare include viața noastră, care de fapt precede orice altfel de pază. Păzește-ți propria ta inimă.
Tu ești cel chemat de Dumnezeu, prin tine Dumnezeu păzește inima ta, păzește gândurile tale, păzește simțămintele tale, prin tine doar. De aceea, la întrebarea lui Dumnezeu pe cine să pun, vom răspunde împreună cu Isaia: Doamne, am înțeles, iată-mă, trimite-mă. Și când Dumnezeu mă trimite pe mine să fiu streajă cuvintelor pe care le spun, să fiu streajă gândurilor mele, înclinațiilor mele, atracțiilor mele, direcțiilor pe care merg, felului în care le spun, când Dumnezeu mă numește străjer pe mine, asupra propriei mele vieți, atunci El mă și împuternicește. Nimeni nu o să se poată plânge vreodată că a fost numit străjer asupra cuvintelor lui și vieții lui sau lucrului unde se uită ochii lui sau se înclină inima lui. Nimeni nu o să se poată plânge vreodată că a fost chemat să fie străjer, dar n-a avut puterea aceasta. N-am putut să mă abțin, n-am putut să... Nu, acest lucru este rușinos a fi rostit în prezența lui Dumnezeu. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aceasta este biruința care ne este nouă oferită în Domnul Iisus Hristos. Marea întrebare este, ești tu în Hristos Iisus atunci când săvârșești slujba aceasta de străjer al propriei tale vieți? Dormi cumva în postul tău și nu vezi ce se întâmplă în viața ta? Nu vezi în ce direcție alunecă viața sau în ce direcție merge? Nu observi lucrul acesta? Nu observi repetarea unor căderi? Nu observi repetarea unor scenarii? Nu observi revenirea unor gânduri în mintea ta, unor simțăminte? Dormi oare în postul tău? Sau și mai grav, te-ai unit cumva cu vrăjmașul și ai devenit trădătorul propriei tale vieți, nestrăjuind la cuvintele tale, la gândurile tale, la simțămintele tale, la omul lăuntric, nepregătind ființa ta pentru a fi un bun străjer pentru lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Nimeni nu poate străjui bine ce este în afara lui, dacă nu străjuiește ceea ce este în inima lui. Aceasta e cea din tâi strajă, cea mai însemnată și eliminatorie la care am fost noi chemați. Străjuiește-ți propria viață. Fii strajă pentru propriul tău suflet. Străjuiește mai întâi ce e în lăuntrul tău ca să poți să străjuiești bine ce este în afara ta. Adesea, așa cum menționam la începutul prezentării noastre, ne-am concentrat în totul asupra lucrurilor de afară, neînțelegând, neluându-ne timp, nefiind prezenți practic la a înțelege faptul că straja mea depinde de felul cum am pregătit străjerul, adică pe mine însumi. Dacă înainte de straja mea eu nu am dormit nopți întregi la rând, mă va lua somnul în post. Este natural și normal să se întâmple aceasta. Eu nu am căzut când m-a luat somnul în post și a venit dușmanul în propria mea viață, pe neobservate, m-a cuprins, m-a înfrânt, m-a luat prizonier, a făcut din mine o unealtă a răului. Nu, eu nu am păcătuit când m-a luat somnul în post. Era natural să mă ia somnul în post. Eu am păcătuit când înainte de straja mea nu mi-am pregătit sufletul pentru lucrul acesta. Când am văzut în viața mea atâtea lucruri care erau motive de îngrijorare pentru mine și am știut unde duc aceste lucruri, dar le-am ignorat. Am fost un străjer care am închis ochii. Am fost un străjer care am pactizat cu vrăjmașul sufletului meu și n-am acordat atenție, n-am vegheat asupra ființei mele. Acesta e primul tău post de pază. Acesta este locul în care te-a chemat Dumnezeu cel din tâi să păzești. Pune, Doamne, o streajă, Tu ești streaja aceea. Și aș vrea să mergem împreună în cartea profetului Ezechiel, acolo unde ne este descris cum arată un străjer, într-adevăr, în capitolul 33. În acest capitol Dumnezeu arată atât lucrarea cât și pregătirea străjerului. Începând cu versetul 2, Dumnezeu descrie și prezintă lui Ezechiel alegerea unui om ca străjer. Când voi pune un om oarecare, îl voi pune străjer,
Acum, dacă omul acela vede venind sabia țării și sună din trâmbiță și va da de știre poporului, și dacă cel ce aude sunetul trâmbiței refuză să răspundă, să-și păzească viața, omul acela cade victimă propriei lui rebeliuni. Dar tu îți vei mântui sufletul. Ai fost treaz, ai văzut primejdia, ai sunat. Întrebarea este, ce am de făcut, ce să fac? Așa întrebau totdeauna, ce să fac? Partea ta este ca, înainte de a străjui, să pregătești străjerul. Nu ai cum să vezi inamicul așa de subtil, cu o minte atât de obosită. N-ai cum. Nu ai cum să auzi glasul Duhului Sfânt într-un suflet bântuit de atâtea feluri de emoții, de griji, de frământări, de ură, de invidii, de istoriile ale trecutului care blochează și frământă în același timp sufletul. Nu e loc pentru susurul blând al cuvântului care se aude acolo. Este un zgomot cumplit, nu se poate auzi nimic. Străjerul trebuie să asculte în liniște glasul marelui comandant care îi dă misiunea aceasta, să poată înțelege ce are de făcut. El trebuie să aibă sufletul în desăvârșită liniște și odihnă în legătura lui cu Dumnezeu, ca să audă foșnetul și subtilitatea sub care vine vrăjmașul. Este cineva descurajat, nu are rost să mai păzesc, că și așa lumea nu ascultă, nu înțelege. Biblia spune, tu fă-ți partea ta, întâi asupra vieții tale, apoi în lucrarea la care ești chemat și lasă pe fiecare, că fiecare va răspunde în dreptul lui de felul cum a pus în valoare sau a aruncat avertismentul lui Dumnezeu. Dacă însă străjerul, versetul 6, dacă însă străjerul vede venind sabia și nu sună din trâmbiță, fiți atenți, întâi se aplică la propria ta ființă. Dacă vezi în lăuntru tău o înclinație sau o tendință în anumită direcție și nu alarmezi viața ta, atenție! Tu acumulezi ură împotriva acestei persoane. Tu acumulezi iritare și alergie împotriva acestei situații. De fiecare dată când se întâmplă, crește nivelul alergic din ființa ta. Într-o zi va da pe afară, va exploda. Ura pe care ai adunat-o împotriva cuiva nu va avea nevoie decât de o scânteie, de o vorbă spusă, de o împrejurare și ea va izbucni. Și cineva o să spună, vai, dar așa ceva a izbucnit din senin. Nu este din senin. De mult se strângea în suflet veninul acesta care acum a răbufnit și s-a revărsat. Tu care ești străjer asupra vieții tale când vezi sabia venind, adică cum se traduce lucrul acesta, vezi că se ridică în tine acest fel de simțământ, acest fel de gândire, acest fel de atracție, de înclinație, când vezi că ești atras spre un lucru despre care Dumnezeu ți-a spus nici măcar să nu te uiți în direcția aceea, alarmează-te. Nu închide ochii, nu fii acel străjer trădător față de propria ta viață care ignori dușmanul pe care îl vezi. Când vezi venind sabia în lăuntru sufletului tău, alarmează-ți viața, alarmează-l pe Dumnezeu. Imediat vin înaintea lui, că ai văzut venind sabia, ai văzut venind primejdia. Acum, bunul Dumnezeu îi spune profetului Ezechiel ceea ce ne spune și nouă. Fiul omului, te-am așezat străjer, versetul 7, te-am așezat străjer peste casa lui Israel. Vezi ce ai de făcut ca să împlinești bine slujba ta. Tu trebuie să spui, tu trebuie să asculți cuvântul care este din gura mea. Pe cum să asculți dacă este o așa hărmălaie în sufletul tău? Dacă atâtea lucruri din urmă continuă să răgnească în tine, resentimente, ură, amintiri de când lumea, rele care produc indignare de fiecare dată când revin. Cum să asculți glasul lui Dumnezeu în hărmălaia aceasta cumplită? Cum să-l auzi? Cred că poate ai bună intenție de a asculta glasul lui Dumnezeu și ai vrea să înțelegi, dar cum să auzi dacă este o hărmălaie de felul acesta? Trebuie să asculți mai întâi? Dar așa cum a spus Scriptura, în liniște și în odihnă se aude glasul lui Dumnezeu, un susur blând. A venit zgomotul acela, Domnul nu era acolo. A venit cutremurul acela, Domnul nu era acolo. A venit vijelia aceea, a venit focul acela, Domnul nu era acolo. A venit un susur blând, acolo era Domnul. Moise a trebuit să rămână 7 zile și 40 de zile înaintea lui Dumnezeu până când sufletul i s-a liniștit ca să poată auzi glasul lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră
Nu este o hărmălaie, o grămadă de vorbe vărsate acolo sau aruncate acolo, ci este liniștirea sufletului în care noi auzim glasul lui Dumnezeu, numai într-o astfel de liniște a sufletului. Bine, dar viața este așa de zgomotoasă, e adevărat lucrul acesta, dar urechea ta, a ta duhovnicească, este acordată pe frecvența aceasta. La radio sunt mii de programe în același timp, dar tu ești acordat pe unul singur și pe acela l-auzi. Sufletul tău este acordat pe frecvența cerului, de aceea tu auzi mesajul și îi spune lui, te-am pus străjer, ca tu, momentul în care ai văzut și ai înțeles cuvântul meu, să spui mai departe ceea ce ai auzit și ai înțeles de la mine, începând cu tine. Chiar am petrecut împreună o săptămână de rugăciune unică, pur și simplu, în viața noastră aici în biserică. Și învățătura pe care am primit-o aseară a fost că tema generală a fost cele trei solii îngerești din cartea Apocalipsei, capitolul 14. Și învățătura de aseară a fost, dacă tu nu primești pentru tine întâi și întâi cele trei solii, dacă nu te lași transformat pe tine însuți, n-are rost să vorbim de vestirea acestor solii în afară. Dacă tu nu străjuiești asupra propriei tale vieți, dacă tu nu vezi dușmanul care vine înăuntru sufletului tău, în gândurile tale, în emoțiile tale, în înclinațiile tale, dacă nu vezi acest dușman, ce sens are să discutăm despre celelalte lucruri? Versetul 12 accentuează ceva grav. Neprihănirea celui neprihănit nu îl va mântui în ziua păcătuirii lui. Nu există. Dumnezeu nu face acest fel de miracole prin care cineva este indiferent față de ceea ce se întâmplă în lăuntru sufletului lui. Nu este străjer peste viața lui, dar este străjer peste vecinul, peste biserică, peste familie, peste oricine altcineva în afară de propria lui viață. Iisus a spus, vezi întâi ce se întâmplă în ochiul tău, ca să poți să discerni clar ce se întâmplă în ochiul celui de lângă tine. Altfel, în condițiile în care nu iei seama la ceea ce se întâmplă în ochiul tău, el va vedea atât de deformat, încât va prezenta pur și simplu o monstruozitate. Tu ai trebuință întâi și întâi de vindecarea ochiului tău, de eliberarea lui de această bârnă a deformărilor și după ce ochiul tău este vindecat, atunci vei putea cu adevărat să privești și să discerni adevărul în viața aproapelui tău. Nu este un lucru simplu păstrarea atenției asupra propriului nostru suflet. Ia seama asupra sufletului tău, îndemna Moise și Iosua prelua ecoului, ia seama asupra sufletului tău. Iar Mântuitorul nostru a călcat pe pământul acesta cu un singur cuvânt, el a mutat religia din afară în lăuntru, în inimă. Aceea vrea să facă el acum pentru noi. Dacă vei veghea asupra căilor tale, asupra gândurilor tale, dacă vei veghea asupra ceea ce se întâmplă, vei străjui, vei observa, te vei observa pe tine însuți, vei înțelege de unde vine un lucru sau un altul, în felul acesta ești pregătit ca Dumnezeu să-ți încredințeze o streajă cu mult mai înaltă, mai bună și mai frumoasă. Va fi scuză? Nu. Versetul 6 a spus că omul acela va muri din cauza nelegiuirii lui. Adică nu există niciun fel de scuză pentru răul pe care îl săvârșim în viața noastră, din ce cauză? Înainte ca David să facă acea blestemată numărătoare a poporului, inima i-a bătut cu putere. Când a terminat, inima i-a bătut cu putere și a dat seama că a intrat pe un drum greșit. Nu recunoști tu de atâtea ori glasul lui Dumnezeu care ți-a spus, nu face lucrul ăsta, nu merge pe drumul acesta. În realitate, fapta pe care am făcut-o este o formă de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu care a încercat să ne oprească. Uitați-vă, exemplul lui Balaam se traduce nu numai în cele din afara noastră cu măgărița și cu cum îl duce, ci asupra celor din lăuntrul nostru. Îți vine să zici anumite cuvinte, îți vine să răspunzi într-un anume fel și Îngerul Domnului și Duhul Sfânt luptă cu tine în sufletul tău să te oprească, să nu zici. L-a oprit pe Balaam odată și l-a oprit a doua oară și l-a oprit a treia oară, dar în final omul s-a dus acolo unde era plecat să se ducă. El era cu trupul pe drum, dar cu sufletul deja ajunsese acolo. Acest lucru ne lasă pe noi total și pentru totdeauna fără niciun fel de scuză.
dacă străjuim cu pricepere, dacă străjuim cu atenție, treaz, străjuim lăuntru sufletului nostru, atunci vom fi pregătiți să putem străjui în afara noastră. Dacă pierdem lupta înăuntru sufletului nostru, atunci în afară de la sine se va întâmpla lucrul acesta. Deci sunt două condiții. Unul este nepregătirea ființei noastre pentru lucrarea aceasta și al doilea este nepregătirea sufletului nostru, pentru că un străjer nu numai că poate să adoarmă în post și adormirea lui să fie ucigătoare pentru mulți, dar el se poate corupe, el se poate strica în așa hal încât să devină un trădător care să închide ochii la venirea vrăjmașului, să fie mituit de vrăjmaș și să îl lase să intre și să nimicească poporul. Aceasta este nepregătirea sufletului, corupția sufletului străjerului. De aceea, pe de o parte, trebuie ființa noastră pregătită, Dumnezeul vostru să sfințească pe deplin sufletul vostru, duhul vostru, trupul vostru și apoi sufletul nostru trebuie păstrat în deplină curăție, în lumină, în bunătatea lui Dumnezeu, ca să poată să nu pactizeze niciodată cu vrăjmașul. Să nu vadă venind sabia, cum scrie Ezechiel aici, am văzut venind sabia și să nu strige în popor sau propriei lui vieți, vezi că vine sabia, se apropie acest lucru. Dacă știi că tu trecând printr-un loc, intri acolo și te oprești acolo, ce cauți pe strada aceea? Ați văzut tânărul acela din Proverbe, era pe strada femeilor necunoscute. Ce cauți pe strada aceasta dacă n-ai de gând să faci lucrul acesta? Ce cauți în clădirea aceasta unde se întâmplă aceste lucruri dacă tu n-ai de gând să faci lucrul acesta? Tu care condamni idolii, tu le jefuiești templele? Întreabă epistola către romani. Tu care vorbești de legea lui Dumnezeu, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Nu observi că tu devii dușmanul, trădătorul propriei tale vieți? Dumnezeu vrea să facă din tine, nu trădătorul propriei tale vieți, vrea să facă din tine cel din tâi străjer. Și viața aceasta a noastră, pe care o trăim pe pământ, este o viață scurtă, viața aceasta este straja noastră. Noi străjuim asupra proprii noastre vieți, cel din tâi. Și în straja noastră se întâmplă lucrurile bune sau lucrurile rele care vin în viața noastră, în straja noastră. Tot ce se petrece bun sau rău este rodul felului cum străjuim propria noastră viață și ființă. De aceea se ruga David, Doamne, pune o strajă și Dumnezeu a zis, uite, Tu ești străjerul pe care eu doresc să-l pun și să-l așez în a priveghea asupra propriei tale vieți. Dacă se vor coborâ în ei înșiși, spune Scriptura, dacă își vor veni în fire, dacă vor căuta să fie străjeri credincioși adevărului despre el, despre tine, cu privire la propria ta viață, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu va însoți lucrul acesta. Este un cuvânt extrem de provocator pe care îl găsim aici în cartea lui Iude, această cărțulie mică înainte de cartea Apocalipsei și găsim aici, e singurul capitol de altfel, vom găsi aici o expresie care ne va lăsa pe noi de asemenea fără niciun fel de scuză. Versetul 24. Iar aceluia care poate să vă păzească, acum ar trebui să subliniem cu roșu, care poate să vă păzească de orice cădere, de orice, subliniem cuvântul orice. Uite, nu cad în asta, nu omor lume, nu fac astea, nu, uite, am o problemă. E, fii atent, nu există scuză pentru această problemă din viața ta. Dumnezeu te poate păzi prin tine. Tu ești mâna dreaptă a lui de ajutor, cu puterea care vine de la Dumnezeu, te poate păzi de orice cădere. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, el poate să facă lucrul acesta prin tine și în tine. Deci, sigur, nu te forțează nimeni să renunți la un lucru sau la un sau la altul. Tu te porți aspru cu trupul tău și îl ții în stăpânire. E chemarea ta aceasta. Nu trebuie să vină să te lege cineva.
de mâini sau la gură sau la ochi. Nu este cazul. Sau la gândirea noastră. Nu. Tu ești acela. Eu mă port aspru. Adică aspru înseamnă atent, sever. Înseamnă riguros. Așa cum spune Pavel. Acela care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava și măreția. Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere. Mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, adică sub control, spune Pavel, dacă, înainte de a face lucrul acesta, am păzit izvoarele vieții, gândurile mele, înclinațiile mele, intențiile mele, am străjuit asupra lor. Dacă am văzut, dacă am avut ochii unși cu alifia cerească pentru a vedea adevărul acesta sau dacă nu am închis ochii față de mine. Am văzut nelegiuirea asta la vecinul meu și am și proclamat-o repede la alții din jurul meu, dar nu am văzut-o în viața mea. De ce vezi la altul? Nu e rău, e bine că îi spui că uite, ai un pai în ochi. La ce o să-ți ajute ție în ziua mântuirii când tu nu ai scos bârna, grinda din ochiul tău? El poate să vă păzească, spune Scriptura, de orice cădere. O făgăduință așa de înaltă cum este aceasta, nu găsim noi ușor sau oriunde. Nu spun că am câștigat premiul, spune Pavel. Aceasta mi este ținta. Alerg spre țintă. Și ținta este nimic altceva decât să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Ținta nu este alta, alerg spre țintă, spune el, ca să câștig pe Hristos. Cu unde și cum? În viața mea. Hristos în voi. Aceasta este împărăția cerurilor. Aceasta e viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Aceasta este ținta. Alerg spre țintă. Am uitat ce este în urmă și mă arunc spre ce este înainte. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Altfel, degeaba încerc să mă port aspru cu trupul meu dacă între timp n-am reușit să pun în ordine gândurile și sufletul meu, dacă n-am fost un străjer credincios aici, în locul acesta. În Filipeni, capitolul 4, versetul 7, avem marea făgăduință a lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu trebuie să fie liniște în suflet, trebuie să fie pace ca să putem să ascultăm și să înțelegem susurul cel blând. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi, atenție, nu țara, nu dușmanii, nu zidurile, nu asta, ci vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. Pacea aceea care întrece orice cunoștință operează întâi și întâi asupra inimilor noastre, adică asupra moralului, asupra înclinațiilor noastre, asupra naturii sufletului nostru, suflet rău, suflet înclinat spre desprus, spre hoție, spre necinste, spre, adică vă va curăți, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dumnezeu să ne ajute așa cum a scris Scriptura. Noi răsturnăm izvodirile minții, adică ce vine în mintea noastră care nu e după voia lui Dumnezeu și orice gând îl facem captiv ascultării de Hristos. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin, Tată din ceruri, aceasta e rugăciunea noastră, ca Tu, Doamne, prin și în ființa noastră să păzești inimile și gândurile noastre în Hristos Iisus. Fii binecuvântat în veci. Amin.